Și acum, pentru prima dată, noi la biserică, spuneam bun venit, haideți să-l aplaudăm, Cristi Bărbos. Unul dintre cei mai buni predicatori din România, unul dintre cei mai buni păstori din România, îl iubesc, e prietenul meu. Punct. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, ne rugăm. Dați-mi voie să mă rog pentru seara aceasta. Tată din ceruri, este o mare bucurie să fim împreună. Suntem aici de ieri, de după masă și ne-ai binecuvântat cu slujbe fantastice. Mulțumim pentru ce a fost ieri, mulțumim pentru ce a fost astăzi. Doamne, aici sunt familii. Unele întemeiate, alții le au în inimă sau în minte pentru că își doresc să întemeieze o familie. Doamne, vorbește-ne tuturor în seara aceasta. Aici nu există perfecțiune în viața de familie. Tindem spre asta ajută să fim soți mai buni, soții mai bune, copii mai buni, părinți mai buni, Doamne, așa cum vrei Tu. Te rog, binecuvintează vorbitorul Tău în seara aceasta. Pregătește-L mereu ca să fie update la tot ce se întâmplă în lumea aceasta, pe planeta aceasta în care încă mai trebuie să mai trăim câteva clipe. Te rog în numele Lui Isus Hristos, binecuvintează întreaga asistență, întreaga biserică, întreaga lucrare din după masa aceasta. Duhul Tău cel Sfânt să fie între noi, printre noi, cu putere. Și în Doamne Dumnezeule tot ce învățăm să punem în practică, pentru că dacă nu am pierdut vremea, am pierdut timpul și Tu ne-ai spus să răscumpărăm vremea, că zilele sunt rele. Mulțumim, duhul Sfinte, fii cu noi în seara aceasta, lasă har și binecuvântare peste pe popor. Amin! Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumesc, Vladimir, și apreciez și eu mult... Vladimir e un om cu o chemare specială, cu un dar special și cu o biserică specială. O lucrare unică, care inspiră, motivează și provoacă, fiindcă dacă n-am provoca, ne-am plictisit în viața de fiecare zi și în lucrare. Ei, în seara asta am fost invitat să vorbesc cu voi despre familie. De la început vreau să vă zic că sunt căsătorit de 29 de ani, am aici o poză ceva, da? Uh, poză mai veche, dar va uh, nevastă mai franțuzoică, învățat limba română, i-am mutat în România, uh, Fiona, 25 de ani, Tara are 21 de ani, junior aia care avea vreo 7-8 ani atunci, acum are 11 o familie faină, ne bucurăm că putem să slujim împreună. Am adus cu mine și câteva cărți pe care le-am scris, și câteva cd cu predici, celor care vă elenie să citiți, puteți să ascultați un cd nou al echipei noastre de închinare. În fine, sunt undeva pe acolo, în spate, le găsiți voi dacă doriți, după sesiunile noastre. Cum spunea și Vladimir, viața familiei creștine nu e deloc pusă deoparte și cumva. Uh, încorsetată într-un borcan, izolată de încercări, ajustări și probleme. Dar viața familiei creștine, spre deosebire de viața omului din lume, are un element care face diferență și care poate să ducă la ceea ce orice familie pe pământul ăsta își dorește. Și venind în coace, chiar ne-am bucurat să vedem chiar și la următorul sat o nuntă din zona Beiușului cu tot felul de instrumente și costume naționale și steaguri. Mă uitam să văd dacă e Vladimir pe acolo în vreo horă. Nu era pe acolo. Dar oricând e vorba de o nuntă în România, urez fericire și casă de piatră. Și cred că fiecare dintre noi ne dorim fericirea. Ca să găsești însă fericirea, în primul rând trebuie să cauți sănătatea. Și te rog să reții Primul lucru, și pe ăsta mă voi baza de la un cap la al altul, o căsătorie sănătoasă, o căsătorie fericită. N-ai cum, n-ai cum să cauți fericirea înainte de a căuta sănătatea familiei tale. E ca și în viața de fiecare zi. Poți să ai bani, poți să ai succes, dacă n-ai sănătate, nu te poți bucura de nimic. Dar, sănătatea ta și sănătatea mea, ține de anumite reguri clare de care trebuie să ții cont. Vrei să nu răcești? Nu ieși afară cum? Dezbrăcat. Nu vrei să faci ciroză? Nu consuma alcool. Nu vrei să ai diabet? Nu mânca mult? Zahăr. La fel și în căsnicie. Când ignori ceea ce Dumnezeu zice despre căsnicie, vei avea probleme, fiindcă atenție, nu psihologul, nici psihoterapeutul, nici staticianul n-au de unde să știe cei căsnicia și care sunt principiile ei, ci cel care a creat-o. Și cel care a creat-o i Dumnezeu. Oamenii bănuiesc, el știe cu certitudine. De aceea, indiferent că ești căsătorit de 30 de ani, indiferent că ești căsătorit de două luni sau vrei să te căsătorești, ceea ce urmează te privește. Și vreau să încep cu lucrul fundamental care spre uimirea mea mulți creștini fie nu-l cunosc, fie ignoră și din cauza asta suferă în căznicii. Notează, te rog, din punct de vedere biblic, căsătoria este un legământ. Așa îl consideră Dumnezeu. Și ca să înțelegem de ce e important și cum poate să ne afecteze neînțelegerea acestui adevăr, vreau să trec succint prin cele cinci caracteristici ale unui legământ biblic fiindcă implicațiile sunt profunde. În primul rând, fiecare legământ biblic are de-a face cu Dumnezeu. Și în cadrul căsniciei, legământului căsniciei, Maleahii 2 spune așa, Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, nevasta cu care ai încheiat legământ. Tu când te căsătorești, intri în legământ cu nevastă ta. Și cel mai important martor al acelui legământ este Dumnezeu. Apoi doi, într-un legământ biblic, sunt oamenii. Întotdeauna oamenii sunt implicați în cazul căsătoriei soțul și soția. Domnul a fost martor între tine, bărbate, și nevastă ta cu care ai încheiat legământ. Asta înseamnă că voi doi vă legați, că de acolo vine cuvântul legământ în română, da? Și asta e cu mult mai mult decât un acord sau un contract care se poate rupe dacă vreun partener nu îndeplinește anumite condiții. Legământul e pe viață. Tocmai de aceea Scriptura îi îndrumă pe cei credincioși și, și aleagă partenerul de viață în Domnul. Adică între alți credincioși, fiindcă doar credinciosul poate să priceapă și să creadă că legământul e pe viață. Legământul însă cuprinde numărul 3. Promisiuni sau făgăduințe. Orice legământ e bazat pe promisiuni și făgăduință. Și aici vreau să vă dau un exemplu clar din scripturi. Ezechiel 16. Dumnezeu folosește o, o, o metaforă, o alegorie, să-și descrie relația lui cu viitoarea lui soție, cu logodnica sa, cu care încheie un legământ între el, iubitul și logodnica lui Ierusalimul. Și spune așa Ezechiel 16 cu Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostei. Atunci am întins păstă tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință și am făcut legământ cu tine, zice Domnul. Partea legământului, acel jurământ, ți-am jurat credință, acele făgăduințe pe care le faci în fața lui Dumnezeu. Promisiuni care atunci când noi ni le asumăm, intervine elementul numărul 4. Responsabilități. Vin cu responsabilități. Legământul aduce responsabilități. Și Biblia specifică clar care sunt responsabilitățile bărbatului, responsabilitățile femeii și imediat vom trece în câteva dintre ele. De ce? Fiindcă Dumnezeu se așteaptă să le împlinim. Și ca întotdeauna Dumnezeu să dă ca exemplu. Și vreau să observați următorul verset, tot din Ezechiel, după ce face legământ, spune așa, te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe te-am uns cu un de lemn, adică să îngrijește de ea, ți-am dat haine cu sute cu fir, o încălțăminte de piele de vițel de mare, te-am încins cu insubțire, te-am îmbrăcat în mătase, adică observați, nu îmbrac oricum, ci cu haine scumpe, ba mai mult, te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări pe mâini, salbă la gât, inel în nas, cercei în urechi, o cunună minunată pe cap, astfel ai fost împodobită cu aur și cu argint. Nu te bloca în faptul că Dumnezeu folosește podobe, asta e o altă discuție, dar te rog să te uiți la grija extraordinară pe care Dumnezeu, logodnicul, o, o dă logodnicei sale pentru a-și împlini promisiunile legământului când îi jură credință și faptul că se va îngriji de ea. De ce? Fiindcă atunci când tu împlinești responsabilitățile făgăduințelor tale, automat binecuvântările vin. Și ăsta e al cincilea elementul într-un legământ. Orice legământ are pregătite bine cuvântări, de aceea căsnicia nu poate fi înțeleasă ca o chestiune neutră și separată de viața de credință. Când tu vii în fața lui Dumnezeu și faci un legământ, el nu doar că e martor, ci și judecător și judecă responsabilitățile tale, asumarea, împlinirea lor și în funcție de ele, când ți le asumi, îți dă binecuvântare. Și acolo unde e binecuvântare, acolo e fericire. De aceea, dacă vrei să ai fericire, caută binecuvântarea. Dacă vrei să ai binecuvântare, ține-te de promisiunile făcute în legământ. Fiindcă dacă nu-ți respecti responsabilitățile, reversul e valabil. Pe cât de buni Dumnezeu să răsplătească în bine, pe atât de drept e Dumnezeu să lase consecințe vis, vis de cei ce ignoră sau calcă în datoririle legământului. Fiindcă legământul întotdeauna în Scriptură poate să ducă binecuvântări sau, punctul numărul 6, consecințe. Și dacă în capitolul 16 din Ezechiel am văzut cum Dumnezeu și-a îndeplinit partea lui din legământ, în următorul capitol 17 vedem cum Israel, soția lui, nu și-a îndeplinit partea ei. Și observați ce se întâmplă. Dumnezeu se adresează împăratului, reprezentantul poporului, a logodnicei lui și spune așa, El a nesocotit jurământul până într-atât că a rupt legământul, Bancă și-a dat mâna și a făcut aceste lucruri. Nu va scăpa! Când tu faci un legământ în care îl implici pe Dumnezeu, tu trebuie să ții de cuvânt. Că dacă nu te ții de cuvânt, observați, nu vei scăpa. Fii atent cu continuă textul. De aceea vorbește Domnul pe viața mea, că întrucât a nesocotit jurământul făcut în numele meu și a rupt legământul meu, voi face să se întoarcă asupra capului său lucrul acesta. Și dați-mi voie să vă spun că atâtea căznici sunt dezastru, fiindcă fie soțul, fie soția, fie amândoi ignoră sau calcă în picioare responsabilitățile legământului și consecințele vin. Nu doar cauzate de ei, ci cauzate chiar de Dumnezeu, care în dreptatea lui răsplătește în bine, dar tot în dreptatea lui lasă consecințele să curgă. De ce? Fiindcă este un legământ. Tu ești legat de nevastă ta, de bărbatul tău, dar ești legat și de Dumnezeu în căsnicia ta. De aceea, ultimul cuvânt care descrie de obicei legămintele biblice în Scripturi e o frază importantă. Păzește legământul! Trăim într-o lume dominată de păcat, Într-o lume influențată de firea noastră, care ne împinge spre rău, înspre inspite, înspre atacuri spirituale. Și nu de puține ori ajungem să devenim necredincioși legământului, adică partenerului de viață, prin neasumarea acestor responsabilități care ne revin. De aceea, Dumnezeu mereu repetă: păzește legământul, rămâi credincios, nu te lăsa. Fiindcă atunci, atenție! Când alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Bagă bine la cap. Când alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Tu crezi că-ți faci un bine când vrei să o lași, să o înșeli, să-i tragi vreo două că nu merită? Nu. Când alegi să păcătuiești, Dumnezeu e acolo, tu ești într-un legământ, tu ești responsabil în fața Lui, în bucătărie, în dormitor, în garaj, pe deal, când nu te vede nimeni, tu ești acolo, El e acolo, și fie va oferi binecuvântare, fie va lăsa consecințele. De ce? Fiindcă atunci când alegi să păcătuiești, ales să suferi. Și în Maliahi, țineți minte, am fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care e acum nu-i mai ești credincios, măcar că-i tovarășa și nevasta cu care încheiat legământ. Luați seama, dar în mintea voastră niciunul dintre voi să nu fie, observați, necredincios nevestei lui, Că ce urăți despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu, pe cel ce și acoperă haina cu silicie, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. De trei ore apare cuvântul. Necredincioși cui? Necredincioși nevestelor voastre și prin asta legământului și prin asta lui Dumnezeu. Fiindcă legământul, repet, căsnicia nu e o chestie neutră, nu i doar între tine și nevastăta, ci între tine și Dumnezeu. Și n-ai cum să o trăiești crezând că o trăiești neutru. Tot ce faci pe orizontală sau nu faci pe orizontală are efect pe verticală. Și invers. Înțelegi de ce e important să pricep ce legământul înainte de a intra în chestiile practice? Fiindcă nu poți în legământul tău să faci ce vrei tu, cum vrei tu, când vrei tu, că doar e viața ta și căsnicia ta, nici vorbă! că tu ești un credincios și ești în Dumnezeu, în Hristos, El e implicat și El vede, El aude și El răspunde. Tocmai de aceea hai să ne apropiem de câteva din responsabilitățile acestui legământ. Ce are Dumnezeu de spus soțiilor și mai apoi soților când e vorba de legământul căsniciei? Și vom, vom trece prin trei responsabilități, și de o parte și de alta. Cine e interesat de mai multe, am scris o întreagă carte, ce vrea Dumnezeu să și pe viața de familie o găsiți acolo la capăt. Dar deocamdată trecem succint prin câteva dintre ele. Și vreau să vă prezint trei nevoi ale soției, fiindcă e foarte interesant cum Dumnezeu se uită la modul în care o creat femeia, la modul în care nevoile ei sunt împlinite prin ceea ce responsabilitățile soțului o fac. Și o să vedeți imediat prima nevoie a soției a femeii. Și aici vreau să încep prin a pune o întrebare bărbaților. Care credeți voi că e cea mai importantă nevoie a femeii? Dacă nu știți, vreau să vă recomand o altă carte. Da, mie îmi plac cărțile. Nu joc cărți, dar citesc cărți. Uh, probabil e cea mai tare carte vreodată scrisă în acest sens. E cea mai profundă o carte care... Uh, în urma sondajelor opiniei masculine, peste 90% din bărbați spun că are dreptate și titlul ei foarte sugestiv, în engleză, what men understand about women. Am înțeles că e tradusă și în românește. Ce înțeleg bărbații despre femei? Și după titlu și după uh, ce are introducerea și are un anumit cuprins, toată cartea ne explică ce înțeleg bărbații despre femei. Și aș vrea să vă uitați ce înțeleg bărbații despre femei, da? Observați ce înțeleg bărbații despre femei, da? E adevărat? Noroc că Dumnezeu le înțelege. Și ne-a lăsat scris în Scripturi câteva lucruri la care să fim atenți noi, bărbații. Hai să le luăm pe rând. Efeseni 5 cu 25. Știți textul? Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și cuvântul cheie în acest text care definește la general prima nevoie a femeii și cea mai importantă responsabilitate a bărbatului față de nevasta lui e dragostea bărbaților. Iubiți-vă nevestele, de ce? Fiindcă nevoia ei primordială este dragostea, ceea ce înseamnă cuvinte, complimente, tandrețe, cadouri, flori, afecțiune, îmbrățișări, dragoste. Indiferent că e nemțoică, că e rusoică, că e chinezoică, că e aborigenă, că e pilată, că nu e pilată, indiferent că are 20 de ani, care are 50 de ani, cea mai importantă nevoie a femeii este dragostea, nevoia de a se simți iubită. Și de aceea Dumnezeu, foarte interesant, pune sub formă de poruncă bărbaților, iubiți-vă nevestele. În alte cuvinte, să o traducem pe limbajul nostru, oferiți-le afecțiune. Niciodată nu vei reuși să-ți mulțumești nevasta când e vorba de afecțiune. Așa cum noi respirăm aer, așa inspirele dragoste. Nu telepatică, ci vizuală, palpabilă, practică. Pentru ei e ceva natural. Pentru noi bărbații, cu câteva excepții, puține de tot, e ceva ce nu ne vine natural. O, ne-a venit atunci când v-am vânat. Bă, ce romantici eram. Cuvinte, timp, comunicativ, după ce v-am vânat și o trecut luna de miere și am ajuns în anii de marmeladă. Parcă ne-au dispărut cuvintele tandrețe și afecțiunea. Dar noi trebuie să reținem, dragii mei soți, că Dumnezeu ne dă ca o responsabilitate a legământului nostru să ne iubim nevestele și ca să puteți să pricepeți și mai bine, aș vrea să vă vorbesc pe limba voastră, că mie mi îmi place, că Vladimir vorbește pe limba noastră. Nevestele noastre sunt ca un rezervor. Cum ai tu la mașină, la motocicletă, la drujbă, la mașină, tu în searba, pricepi ca un rezervor, da? Dacă nu umpli rezervorul, ți se gripează motorul. La fel e și cu afecțiune. Au un rezervor de afecțiune, unele dintre ele dublu. Dacă nu-l umpli cu afecțiune, ți se gripează. Cum se manifestă un motor gripat? Fii atent pe ecran. Să aprind beculețele. Tăt e deodată. Motorul tușește, încep zgomotele, ciudate. Hai să-ți traduc. Când începe să țipe, să trântească, să nu mai vorbească, uneori din chestii mici, nesemnificative, când nevastă ta devine arici, creează distanțe de kilometri, chiar și în patul vostru conjugal, beculețele s-au aprins și semnalizează omule rezervorul gol. Mulți dintre noi bărbații habar nu avem de lucru ăsta. Ne agităm. Unora dintre noi ne trebui 20-30 de ani de căznicie să împingem de zeci de ori mașinile căzniciei noastre pe deal cu rezervorul gol. De ce? Fiindcă mulți am intrat în căznicile noastre cu impresia că nevestele noastre funcționează ca noi. Nici vorbă. Dumnezeu a lucrat pe Adam și Eva, nu padam și Seba. Ele au nevoie de afecțiune. Și tocmai de aceea, odată ca o îndatorire a bărbatului, ca o poruncă, iubiți-vă nevestele. Asta e partea ta în legământ. Dacă tu nu-i vei umple rezervorul de afecțiune, nu doar că n de ceea ce Dumnezeu îți spune să faci, dar îți spun eu că pentru unele dintre ele vor găsi pe altul care să-l umple. Și atunci te miri că ai mari probleme. Dă-i, oferă dragoste. Nu doar cum dorești tu, ci așa cum își dorește ea, fiindcă iubirea e când faci ceva de dragul și pe placul celuilalt. Și aici vreau să vă ajut, fiindcă există o percepție greșită pe care desior ne asumăm din ignoranță. Nu toți pricepem dragostea la fel. Nu toți simțim, nu toți manifestăm dragostea la fel. În alte cuvinte, rezervorul e important, dar fi atent, ce bagi în rezervor contează. Fiindcă nu toate mașinile funcționează cu același gen de combustibil. Modul în care tu înțelegi și exprimi iubirea s-ar putea să fie diferit de modul în care ea o înțelege și și-o dorește. Și aici este o carte care, dacă aveți vreme, chiar vă recomand să o citiți cele cinci limbajele iubirii, scrisă tot de un pastor, Gary Chapman. Cinci modalități prin care oamenii de obicei percep și își exprimă dragostea. Unii își exprimă dragostea și o percep prin cuvinte. Astfel de ființe sunt sugative. Și dacă le spui de 10 ori pe zi că le iubești, mereu îți absorbi cuvintele. Trăiesc din complimente. Mereu vor să audă că e frumoasă, că e stă bine, că mâncarea care au -o făcut-o extraordinară, că e o mamă super. De obicei sunt persoanele care, după căsătorie, nu mai răspund la numele din buletin, ci la iubițel, bibinel, honey, shot și alte animale cu blană. Pentru astfel de persoane, cuvintele scheia. Doi, sunt unii ca mine, nevastă mea -mi așa, sunt unii ca mine, eu vreau fapte, domnule, fapte. arată simt că mă iubești când văd. Băi, faci curățenie, faci mâncare, strângi până -mânca în rezolvi o problemă. Nu e de ajuns să-i spui că o iubești, ci vrea să vadă că o iubești. Imaginează-ți primii 10 ani de căsnicie unde ea vrea cuvinte și el vrea fapte și el crede că și ea vrea fapte și invers. Ce tot aștept să spun că te iubesc? Tu nu vezi cât te fac pentru tine? Nu mă interesează că te mai făcut. Vreau să aud că mă iubești. Nu vă imaginați câte conflicte sunt în mii de familii, fiindcă noi considerăm că astea sunt mofturi, sfițe. Nu sunt mofturi și fițe. E combustibilul prin care ele funcționează. Și noi, bărbații, funcționăm. Când nu-l dai, nu te aștepta să-ți meargă bine, îți prelungești calvarul. Trei, cadourile. Sunt oameni care simți că iubești, că le faci o surpriză, le dai ceva. Nu contează că vii și rupe floare din pom. Fur un trandafir de de la Vladimir de la biserică și eu dai. Bă, pentru ea contează că ai făcut ceva. În general, nevestele respective sunt poate cel mai ușor de mulțumit, pentru că dai 20-30 de lei și ai pace în casă. Dar îi dai ceva! Sunt altele pentru care timpul contează. Pe ele nu le interesează câte cuvinte le spui, cât faci pentru ele, ce cadouri le aduci. Dacă mă iubești, îți faci timp pentru mine. Cât de servici ai timp? Cât de Facebook ai timp? Cât de biserică la fel, că prietenii cu ei ești, dar niciodată n-ai timp pentru mine. Păi nu mi-am luat eu timp să zugrăvim împreună cămară. Până am venit mai repede acasă. Nu mă interesează, fiindcă, fii atent, tu ai fost în casă, dar n-ai fost acasă. Ai fost lângă noi, dar n-ai fost cu noi. Când eu îți spun că vreau să-mi dai timp, asta înseamnă că tu îți fui telefonul deoparte, că tu închizi televizorul, că atenția ta e neîmpărțită și că vorbești cu mine. Și asta ne exasperează pe noi bărbații. Fiindcă 90% din bărbați caută să discute unul cu altul, numai dacă au nevoie de ajutor în vreo problemă. Femeile caută să discute unele cu altele și când nu s-a întâmplat nimic și de multe ori tocmai ca să se întâmple ceva, înțelegeți? Dar dacă vrei să ai liniște și pace, fă-ți timp să vorbești cu ea, fiindcă prin asta tu-i arăți că o iubești. Timpul e un limbaj al iubirii. Cinci. Contactul fizic. Nu ceva ieșit din comun, Ce o simplă atingere de mână, un pupic pe față, un cap a plecat pe umăr, să te simtă fizic că ești lângă ea. Eu n-am avut parte de așa ceva. Ai mai ori divorțat, că n-am avut doi ani, am stat la bunici, în curtici, și în curtici era o vorbă. Să-ți tuci pruncul numai în somn să nu se mândrească. Deci, pe linie de afecțiune fizică, pauză totală. Nevasta mea, franțuzaică, au crescut în Africa. 10 ani, într-o dintre cele mai sărace țări din Africa, ca fată de misionari creștini. A, pe cum erau numai ele albe între toți negri de acolo, s-au obișnuit să aibă o relație foarte strânsă în familie. Și și acum, când mă duc în Franța, deși toți au cam 50 de ani, sar unii pe alții ca maimuțele. Nu știi cum să-i să desparți. Nu, cu acum imaginați-vă cu un, un ieti om al zăpezilor singur, spărea de bombe, se căsătorește cu o maimuță din junglă. Meream la mașină, la semafor, era roșu. Ea s-a plecat și îmi spunea, nu, dai e un pupic. Eu imediat să mă uit să văd, nu mă vede cineva. și atunci începea scandalul. A, ți rușine de mine? Nu mă iubești? Dacă nu înțelegi că partenerul tău de viață poate percepe și exprima iubirea altfel decât tine, că așteptările lui sunt altele, mei fi mereu frustrat și tu și ea. Fiindcă ea așteaptă una și de, -i tu de alta și nu din rea intenție. Cele mai multe scandaluri, atenție, izbucnesc când din iubire și bună intenție. Celălalt crede că îi face bine. Iar celălalt nu-l acceptă, fiindcă pentru el nu înseamnă aproape nimic. Și normal. Fiindcă limbajul dragostei este altul. Unul vorbește ungurește, celălalt nemțește. Și atunci te miri că nu se înțeleg. De, de aceea, frate, nu mai pune motorină într-un motor cu benzină. Vezi ce combustibil are el, ce combustibil are ea. Și cum îl descoperi comunicând împreună. Păi, de să știu eu? Păi mai uite, citești o carte. Vi la conferință de felul ăsta, caută să investești. Nu da ignor că suferi, comunicați între voi. De aceea ți-aduc aminte, soțule, ție Dumnezeu ți-o da poruncă să-ți iubești nevasta. Nu cum vrei tu, ci cum vrea ea. Și pentru asta trebuie să-ți faci temele de casă. Doi, a doua nevoie a soției, a doua responsabilitatea bărbatului, preoția în familie. Soția ta se simte împlinită, iubită când vede că tu cauți creșterea spirituală a familiei tale. E datoria ta, de unde știu? Tot din Efeseni. Ca să o iubească și să o sfințească. Pe cine? Pe soția lui. Pe cum să-mi sfințesc eu familia? Dumnezeu nu-și dă seama cine sunt și cât pot. Își dă bine seama cine ești. Tu ești preot în casa ta. Tu ești lider spiritual. 1 Corinteni spune, vreau să știți că Hristos e capul oricărui bărbat, că bărbatul e capul femeii și că Dumnezeu e capul lui Hristos. Tu ești lider spiritual în familia ta, nu nevasta, fiindcă tendința uneori e inversă, da? O, ia să se roage cu copiii, ia să-i ducă la biserică, ia să-i ducă la tinere. Nu, 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 Dumnezeu, pe tine te-a lider spiritual, preot în familia ta. Și atenție, pe tine te va lua la rost pentru împlinirea sau neîmplinirea acestui rol. De aceea te întreb cât de interesat ești tu de creșterea ta spirituală? Fiindcă ea e interesată. Ea te vrea preot în casa ta. Cât de interesat ești tu de creșterea spirituală a familiei tale? Cât de multe roci cu ei? Uf, și aici trebuie să respir un pic, fiindcă una dintre cele mai mari frustrări ale mele în comunitățile evanghelice românești e să știu că soțul și soția nu se roagă împreună să ceartă împreună ore întregi. Stau pe la spitale împreună zile întregi. Stau pe la bancă și pe la notar luni întregi. Dar nu pot împreună să stea câteva minute întregi într-o zi să se roage. Și apoi să miră. Cum de nu le ies? Ce să mă rog, e o pierdere de vreme, da? Și Dumnezeu ne lasă să ne pierdem vremea și banii și durele de cap fără niciun rezultat, fiindcă în loc să mergem la el, mergem la alții. Ia-ți și roagă-te cu nevastăta. Lasă-ți mândria în jos, treci peste blocajul ăla și jertfește. De ce? La fel ca și în cazul afecțiunii și în afecțiunii, da? La fel și în cazul acesta, treci peste ceea ce firea ta te îndeamnă. Jertfa. Asta înseamnă să faci ceva ce nu-ți vine natural de dragul celuilalt să plătești un preț pentru binele Lui, fiindcă asta a făcut Hristos. Textul ăsta ne spune, așa, să vă iubiți și voi, nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-o dat pe sine pentru ea. Adică ce s o jertfit, l -o durut? da, o pierdut ceva ca să căpătăm noi altceva, da, la fel și tu. Alege să faci ceva spiritual, nu ce-ți vine ție natural, ascultând de cuvântul Domnului, nu de instinctul omului. De aceea dacă îmi zici, dar e greu, eu nu sunt obișnuit cu așa ceva, tocmai asta e jertfa. Trebuie să te obișnuiești să iubești cum Dumnezeu vrea, nu cum vrei tu. Arătând afecțiune și doi, fiind preot în casa ta. Și trei, oferind grijă și protecție. Versetul 28. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Fiindcă cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu draca și Hristos biserica. Și bărbatul, fiind lider al familiei, are această responsabilitate clară. Să poarte de grijă. Nu în detrimentul celorlalte două menționate până aici, fiindcă sunt soți care se justifică și spun ce mai vrei să mă mai rog cu voi? Tu nu vezi când muncesc? Ce să mai vorbesc cu tine? N-am vreme! Nu vezi ce obosit îți aduc pâine pe masă? Munca e mai importantă decât mofturile tale! nu-s mofturi, sunt nevoi. Când munca sau orice altceva ajunge pe primul loc și aceste nevoi nu sunt împlinite, așteaptă-te la probleme. Tu trebuie să o îngrijești, să o protejezi, nu doar material, ci și emoțional. Să o protejezi, fiindcă o nevoie universală a femeii, nevoie de protecție. Observați și în textul nostru ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără de prihană. Și cum poate biserica paralelă ne să ajungă nepătată, fără zbârcitură, fără prihană, doar atunci când e protejată, ocrotită, să nu se lovească, să nu se păteze. Și bărbatul e chemat să facă lucrul ăsta. Și aici avem un verset în 1 Petru, capitolul 3. Foarte important. Fii atent ce spune textul ăsta. Bărbaților, purtați-vă la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedecate rugăciunile voastre și fraza cheie a acestui verset e următoarea: din cinste femeii ca unui vas mai slab, în alte cuvinte, oferind acea protecție, acea onoare, acea grijă soțiilor voastre Tocmai datorită faptului că sunt mai fragile, sunt mai sensibile, au nevoie de gingășie, de protecție, de suport și asta nu se vede doar în fiziologia cum le-o crea Dumnezeu, ci și în Biblie. Când Dumnezeu creează bărbatul și femeia în Genesa 2, deși în limba română e același cuvânt, în original sunt două cuvinte foarte diferite. În Genesa 2 cu 7, când Adam i-a făcut, e făcut din țărâna pământului și cuvântul descria munca unui olar. O muncă simplă de modelare a unui lut în a forma un vas. În Genesa 2 cu 22, când e vorba de facerea Evei, cuvântul folosit descria munca unui artist a unui specialist în ornamente. E cuvântul folosit când se ornamenta templul lui Solomon. Și ca să înțelegem mai bine, fiindcă vorbesc în general bărbaților, acum și bărbații au nevoie de ilustrații. Așa cum lutul pe vremea aia era cel mai cunoscut material, așa e plasticul pe vremea noastră. Bărbatul e ca acest pahar de plastic. E solid, e puternic, e modern, e par Pepsi, da? Ea însă, ea, e ca acest pahar, nici n-am putut să-l duc altfel, că trebuie, da, trebuie mare, grijă, pus o parte așa frumos, da? Da? De cristală. Da. De ce? Pentru că e din alt material. E, 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 e ornamentat, e, e ginga și e fragil. De ce? Că așa a creat Dumnezeu. De aceea, bărbaților, purtați-vă cum? Cu înțelepciune și în greaca care scrie Petru, înțelepciune înseamnă să alegi dintre mai multe opțiuni pe cea cea mai bună. Adică nu te poți comporta cu ea, cu te cu Gigi de la servici. Nu poți să urli pe ea, cum urli pe vecinul de bloc. Trebuie să ai grijă. De ce? Fiindcă e mai sensibilă. E normal să fie așa. Bărbatul e creat dintr-un material dur, e, e puternic, poți să faci ce vrei cu el. Gădeam. S-a întâmplat ceva cu ea? Da, de -ană. Ia că ăsta e bărbat, ăsta joacă rugby, ăsta e pe șantier, ăsta merge în armată, da? E rezistă, e tare. Femeia e mai sensibilă. Și dacă vrei, fii pe fază. Dacă vrei, da? Dacă vrei să dai cu ea, ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi dat? S-ar fi spart? De ce? Fiindcă e altfel creată e mai fragil? E un vas mai slab? Fiindcă e inferioară nici vorbă, așa a fost creată. De aceea, bărbaților, fiți înțelepți și tratați-vă cu cinste soțiile voastre, fiindcă fii atent. vreun ce dintre voi care și voi aveți în beiuș pe aici, macio, cum am și onorat. Hai bă, lasă-mă cu din aștia. Eu te las, dar Domnul nu te las. Fii atent, Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Cui se adresează textul? Nouă bărbaților, soților? Ascultă-mă cu atenție! Degeaba mergi la întâlniri de stăruință. Am înțeles că azi a avut o întâlnire de primire a Duhului Sfânt. Super! Dacă tu nu stratezi nevasta cum își cere legământul, rugăciunile tale n-ajung nici până în tavan! Poți vorbi în câte limbi vrei tu, dacă tu îți abuzezi nevasta verbal, mă tem că nu Duhul cu dâm mare, ci Duhul cu dâm mic vorbește în tine, că n-are cum. Dumnezeu nu se contrazice. În Maleachii 2, textul în care am citit despre legământ, despre necredincioșia bărbaților față de nevestele lor în Israel, fii în ce spune, 2 cu 13, acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, când ajungi să plângi la altar? Când ajungi să vii în public, în public era altarul, să gemi într-un templu plin de oameni când ești în disperare, când viața ta e în pericol, când nu mai știi ce să faci și care e răspunsul Domnului? N-am ce să te ascult. Nu mă interesează nici jerfele tale, nici banii tăi, nici slujirea ta, nu mai bag în seamă. Fii atent. Așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare, nu mai poate primi nimic din mâinile voastre și dacă întrebați de ce, pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevastă din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că a fost tovarășa și nevasta cu care încheia legământ. În ce fel necredincioși? Fii atent. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie. Divorțau de ele și își căuta alte femei. Dar mai mult decât atât, și trebuie să o spun, fiindcă mulți Predicatorul să opresc aici și pun punct. Niciodată să nu pui punct unde Dumnezeu pune virgulă. Același cuvânt, auri, cu aceeași putere și autoritate, mere pe ambele fraze. Urăți divorțul și haina acoperită cu silnicie. Și ce înseamnă silnicia? Ați zice de muncă silnică. A forțat pe cineva prin violență. Bărbații deveniseră violență, așa-și tratau nevestele. Și din cauza asta Dumnezeu nu poate să stă nepăsător, fiindcă e vorba de legământ și încuie cerul, blochează rugăciunile, nu le mai dă niciun ajutor, chiar dacă plâng și gem. Și n-ai vrea să ajungi acolo. Din ce cauză? Că nu ți-ai iubit, nu ți-ai îngrijit, nu ți-ai protejat soție? N-ai fost preot în casa ta, N-ai ținut cont de nevoile ei, n-ai ținut cont de responsabilitățile legământului făcut în fața lui Dumnezeu. Pricepe acum de ce legământul e atât de important. Pricepe acum de ce lupta cea mai mare nu e între tine și nevastă ta, nici între tine și socrata, cea mai mare lupta mea și a ta e cu mine însumi și cu tine însumi. Să-mi crucific firea în fiecare zi din ceea ce vreau el în ceea ce vrea el să aleg să cred că el știe mai bine de cum simt eu. Dar eu nu simt. La cine-i pasă ce simți? Tu trebuie să crezi, să alegi să crezi. Sau rămâi încăpățânat, împietit în tale tale și să se duce sănătatea că zici ei Și când sănătatea se duce, să duce și fericirea. Și asta e valabil și pentru voi, nevestelor. Dacă până acum a stat și ați dat cu cotul bărbaților, Trecem la voi, oleacă. Care sunt nevoile principalele bărbaților? Ce spune textul acesta din Efeseni? Dumnezeu care ne-a creat? Nevestelor, adică cele care ați intrat în legământ conjugal, fiți supuse bărbaților voștri. Și aici deschidem cutia Pandorei. Nevoia de supunere... Responsabilitatea supunerii descriu o altă nevoie a bărbaților, indiferent că trăiesc în New York, în Arad sau în Beiuș. Nevoia de respect. Ce înseamnă fiți supuse? În uh, limba în care s-a scris textul ăsta original, cuvântul era Hupo Tasso. Și am adus aici o cravată, da? Însemna Tas-o să aranjezi, hupo sub ceva, să aranjezi ceva sub altceva ca lucrul ăla să funcționeze așa cum trebuie. Cravata, asta vine la baptiști. Cravata, nu te legi la brâu cu ea. Nu te legi la cap cu ea. Cravata e făcută să se pună sub guler. Și să stea sub guler. De ce? fiindcă acolo e locul. Așa au fost făcută. Ba chiar și gulerul a fost creat în așa fel încât să se potrivească acolo și numai acolo. Când vorbeai de o vorbeai de un cuvânt care exprimă o astfel de potrivire în ceea ce privește funcționalitatea, o ordine în care un lucru se așa sub un alt lucru pentru a forma un întreg, să funcționeze normal și ăsta e cazul în relația soțului cu soția și a soției cu soțului. Cuvântul sperie, da, datorită abuzurilor făcute, dar esența e comunicată, nu avem cum să scăpăm de ea. Respect! Dumnezeu vă cere să vă respectați soții. Pe păi ce înseamnă treaba asta că el trăsea atât de o în casă? Nu? Important să discutați probleme care țin de familia voastră. Tocmai de-aia Dumnezeu a creat familia, fiindcă nu era bine ca el să fie singur, cu ăla de capul lui. Eva asta mai vorbește, da? Dar atenție, când sunt luate hotărâri importante, în care nu există consens, bărbatul este cel care trebuie să ia hotărârea finală, fiindcă pe el îl va trage Dumnezeu la răspundere vis-a-vis -vis de alegerile voastre ca familie. Și aici, ascultă-mă și reține. Soțul tău va fi tras la răspundere pentru rolul lui de lider, tu vei fi tras la răspundere pentru ascultarea ta. Fiecare e judecat în funcție de responsabilitatea lui. Nu te condiționa. Păi eu nu ascult dacă el nu, nu conduce. Păi nici eu nu conduc dacă ea. Nu, nu, nu. Fiecare în funcție de responsabilitatea lui judecat. Atenție însă, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri. Și în greacă, verbul e la diateza reflexiv, adică supuneți-vă în mod voluntar tu singură înțelegând că Dumnezeu își cere lucrul ăsta, că El știe mai bine decât tine cum trebuie să funcționeze familia ta, cum trebuie să fii fericită în cuplul tău, tu singură alegi să-i arăți respect, nu forța, și asta e diferența între creștinism și alte religii, care forțează supunerea. Femeia creștină e liberă, la fel cum e și bărbatul, liber. Dar trebuie femeia creștină să jertfească. Bărbatul să arate dragoste, ea să arate respect fiindcă trebuie să meargă împotriva instinctului natural al firilor, așa cum nouă bărbații ne vine greu să le iubim cum ele își doresc și lor le vine greu să asculte, să ne respectă, să se supună. De ce? Genesa, capitolul 3, versetul 16. Femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține de bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Și fii atent, cuvântul dorință. Din textul ebraic, nu are de a face cu pofte sexuale, nu are de a face cu nevoi psihologice, nici vorbă. E vorba de același cuvânt folosit în cazul lui Cain în următorul capitol, în Genesa 4 7. Păcatul pândește la ușă și dorința lui să ține după tine. E vorba de o stare care te împinge înspre spre constrângere, înspre silire, spre uh, uh, impunere, forțarea cuiva. În alte cuvinte, păcatul pândește la ușă dorința lui de a te domina, de a te stăpâni, să ține după tine. În cazul nevestei, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, adică te vor împinge mereu să-l domini, să-l controlezi. Să lupți mereu pentru poziția stabilită de Dumnezeu, că El va stăpâni peste tine. Când tu nu-ți bărbatul, când tu te revolți. Când tu ca o cârpă sau cauți mereu să fii pe contră, atitudinea asta, ascultă-mă cu atenție, nu e doar o problemă a firii, a creșterea, a educația, e o problemă spirituală pe care tu o ai. Fică pentru necredincios e ceva normal, pentru credincios e ceva anormal. Nevestele care nu se luptă să-și respecte bărbații umblă în fire în un duc. Și poți să mergi la câte întruniri de stăruință vrei. Poți să cauți câți proroci vrei să-ți vorbească. Duhul lui Dumnezeu nu-ți va vorbi, fiindcă El deja ți-a vorbit și deja ți-a spus ce trebuie să faci, să-ți respecti soțul. Înțelegeți acum de ce e important legământul? Fiindcă tot ce faci sau nu faci tu pe orizontală, fie soț sau soție, are influență și efect pe verticală fiți supuse cui bărbaților voștri. Atenție, nu părinților voștri, nu socrilor voștri, bărbaților voștri. De ce? Că așa rânduit Dumnezeu. Căci bărbatul este capul nevestei. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților săi. Fiindcă bărbatul este capul. N-ați întâlnit și voi familii în care există un singur trup, dar două capete? Cum se numește o ființă cu un singur trup și două capete? Monstru. Dacă vrei să ai o viață de cerber în căsnicia ta, trăiește cu două capete. Nevesele însă trebuie să fie supuse soții, soților lor, observați, și în Domnul. Și asta înseamnă că areți respect față de soțul tău în lucrurile care Domnul aprobă. Adică nu în situații ilegale imorale sau păcătoase în care soțul tău te împinge să le aprob, nici vorbă. Dumnezeu e deasupra soțului tău, de aceea tu arăți respect în Domnul, în limitele impuse de Domnul. Pe de altă parte, această expresie în Domnul te ajută și în acele situații când omenește vorbi, nu mai simți deloc respect pentru el, fiindcă te-o frustrat, te-o supărat foarte tare. Dar în loc să-l faci varză, continui să arăți respect. De ce? Fiindcă îi spui, Doamne, la acest moment nu mai simt respect față de el, dar ajută-mă să trec păstăfirea mea și nu de dragul lui acum, ci de dragul tău, fiindcă în Domnul trebuie să arăt respect, eu voi continua să arăt respect, fiindcă pentru tine o fac, de dragul legământului în care tu ești martor și judecător. E o jertfă. Bărbatul e chemat să jerfească, femeia e chemată să jerfească. Dar esența creștinismului începe cu jertfa. Nevoia de respect a bărbatului, responsabilitatea soției. 2. Suportul casnic. 1 Timotei 5, versetul 14. Vreau ca văduvelele tinere să se mărite și să aibă copii. Adică după ce se căsătoresc, că și întemeze o familie și fii atent, să fie gospodine în casa lor. O altă nevoie a bărbatului, să aibă o soție gospodină, suport casnic, adică simplu, o mâncare caldă, un pat curat, o grijă pentru copii, un ajutor moral când e nevoie. Și foarte interesant, cuvântul acesta, gospodină, fii atent, termenul e despot oicos, adică managerul cămin, casă, managerul căminului. Soția ta trebuie să fie gospodină, adică să știe cum să-și organizeze munca în cul buibul ei, astfel încât să fie sigură că tu și pruncita ei sunteți îngrijiți și hrăniți. Și aici am un cuvânt de spus soților, mai ales celor care au un idol de control. Ei trebuie să controleze totul. În casa ta, dragule, mă refer în bucătărie, în sufragire, în dormitor, lasă o pe nevastă ta să-și organizeze lucrurile. Decor, ce trebuie cumpărat, ce trebuie făcut, nu te băga, asta e responsabilitatea ei. Când e vorba de copii, cum să-i îmbrac, cum să-i piaptă, lasă-o să fie managerul căminului tău. Fiindcă în dreptul lor, păia Dumnezeu va lua la rost față de responsabilitatea asta. Iar voi, nevestelor, atenție, nu vă puteți permite să fiți puturoase, lenioase, dezorganizate, casa voastră să fie ca pivnița blocului din Fiindcă dacă nu vă asumați rolul de gospodine, fii atent ce spune Biblia, fii unde nu se oprește Dumnezeu, ne -a spune, să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Observ cum responsabilitatea pământească e legată de una cerească. E legată de domeniul spiritual al vieții. De ce? Din cauza legământului. Ce faci sau nu faci, îl lasă pe ăla să aibă drept să intre. Oh, nu vrei să-i faci mâncare? Nu-i calci hainele! Îl trimiți așa! Deschis uși pentru cel rău. Dar ce înseamnă asta? Bărbații să stea pe tron, să fie serviți, nici vorbă. Ajută, spală vase, aspiră, le arăți că le iubești. Dar atenție, atenție și aici, atenție și ele, și, și voi sau noi. Atenție la cei care sunteți căsătoriți cu perfecționiști sau perfecționiste. Pe de o parte e o calitate. Dar numai cei care trăiesc cu voi știu câte dureri de cap au. că casa trebuie să fie curată bec, totul trebuie să fie ordonat, îngrijit, copii la fel, când ies pe ușă să fie impecabil. Și asta lucruri bune. Dar atenție, perfecționismul are o față ascunsă cu rădăcini spirituale putrede. Tocmai de aceea, văzând câte dureri de cap produc perfecționiștii, nevastă mea care e perfecționistă și ea, noroc, că e pocăit. Și-o da seama cât e cu cuie, m-a făcut mie după 29 de ani. Și din sutele de cazuri de consiliere ale victimelor unor perfecționiști, tocmai ce-o terminat, de scris o carte pe subiectul ăsta, să înțeleagă și perfecționiștii ce vrea Domnul, nu ce vor ei de la viață. Cum pot ei să-și vindece propriile lor frustrări, care îi determină să fie așa, dar să-i vindece și victimele la care le dă în cap, că nu reușească să închidă ușa exact așa cum ele vreau. grija suportul casnic. Nevoia bărbatului, responsabilitatea femei. Și ultima. Relațiile intime. 1 Corinteni 7. Am fost în conferințe pe familie unde mi s-a spus să nu predic despre acest subiect. Eu cred că Vladimir e de acord că dacă Domnul l-a pus în Biblie, trebuie să vorbim despre el. Mai ales în vremea noastră, când e dezastru. Ce ne spune Biblia? Pe scurt. Nevoia sexuală e reciprocă. Și soțul și soția au. Dar procentajele diferă. Noi bărbații suntem cu mult mai vulnerabili și expuși acestui pericol. De aceea textul din Corinteni sper să ne ajute să pricepem lucrul ăsta. Vedeți ce spune întâi Corinteni 7 cu 2. Totuși din pricina curviei a pericolului. Da? Fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui, fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț, tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț și suplinează cuvântul datorie. În Biblie! Nu pe Netflix! În Biblie, relațiile sexuale nu sunt privite ca ceva opțional, ci ca o datorie, ca o obligație. În mitzva evreiască, cuvântul, conceptul avea și un nume de onah, era privit ca o ratificare a legământului marital, era o îndatorire continuă a vieții conjugale. De aceea, pe cât de serioși trebuie să fim în a pe cei necăsătoriți asupra consecinței păcatelor premaritale ale curviei, tot așa trebuie să fim de serioși și față de cei căsătoriți pentru îndeplinirea rolului, datoriei, responsabilității de a împlini și această nevoie. În Talmud o scrie de căpătâia evreilor după scripturi, a doua ca importanță în Chetubot, stă scris. Fii atent, un text pe care l-aș pune pe pereții tuturor bisericilor românești din diaspora. O soție ar trebui să prefere un salariu mai mic din partea soțului ei decât un salariu mai mare și o separare față de el. Nimeni nu are treabă că merge în străinătate, dar ori îți duci nevastă, ori stai acasă. Fiindcă risc să câștigi bani, să-ți faci casă, dar între timp să distrugi căminul. Fii atent, pe vremea Domnului Isus se făceau jurăminte. Când oamenii posteau să înfrânau de la orice plăceri și nevoi trupești. Dar exista o limită prescrisă de școlile rabinice din vremea. Erau două școli, Hilel și Shamai. Hilelul zicea o săptămână în care să nu aveți relații intime. Școala lui Shamai două săptămâni tocmai din cauza păcatului curviei și a spite, De aceea Pavel în 1 Corinteni 7 spune așa, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de sos decât prin bună învoială, pentru un timp, da, ca să vă îndeliniciți cu ce? Cu postul și rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana. Câte culpuri căsătorite. Nu neglijează acest aspect și îl trec la opționale când Dumnezeu îl face datorie. Câte neveste nu-și manipulează soții? Ah, n nu-ți place, două săptămâni pe pauză, două luni pe pauză! Câți bărbat nu-și abuzează nevestele, tratându-le ca niște obiecte și forțându-le în relații intime când și cum vor ei? Și observați din nou aceeași problemă a legământului. Ne întoarcem înapoi. De ce? De ce să vă învoiți de ce să reveniți? De ce să faceți chiar și din sex o datorie? Să nu vă ispitească Satana. De ce mă și în sex să bagă dracu? Să bagă! De ce? Fiindcă relația ta de căsnicie e un legământ înainte lui Dumnezeu și el va căuta pe orice domeniu să-ți-l distrugă. De aceea responsabilitățile legământului trebuie știute și împlinite. În caz să aduc sănătate în familie și când ai sănătate, îți aduce fericire. Nu le trata ca niște fițe sau nevoi sau mofturi. Sunt nevoi pe care trebuie să le conștientizezi, mai ales când Dumnezeu ți-a lăsat porunci cu privire la ele. Dacă nu le bagi în seamă, nu te mai plânge că ai probleme, că Dumnezeu nu ți răspunde la rugăciuni. Fiind o căsătorie fericită, trebuie să fie o căsătorie sănătoasă. Și sănătatea e prescrisă aici în scripturi. Ascult și împlinești, primești binecuvântare și fericire. Nu vrei, ales să păcătuiești, ales să suferi. Ascultarea aduce binecuvântarea. Păcatul aduce suferință. Tu ce alegi. Hai să ne plecăm în rugăciune. Și doar atât vreau. Să mă ascultați în tăcere două minute după care luăm o pauză. Trei întrebări pentru tine, nevasto. Trei întrebări pentru tine, bărbatule. Soțule, cum îți iubești nevastă? Să mai bine zis, să simte ea iubită? Iubită cum simte ea, nu cum vrei tu? Ca asta înseamnă jertfă. Ești preot în casa ta? Dacă nu, de ce? Cât de îngrijită și protejată se simte soția ta. Dar soțul tău nevastu simte respect din partea ta? Cum stai tu cu împlinirea îndatoririlor casnice? Dar în relațiile voastre intime. Doamne, ajută-ne. Să le luăm așa cum ni le-ai dat, simplu și concret, ca nevoi, dar și ca responsabilități. Fiindcă vrem să avem sănătate și astfel binecuvântare în familie. Iar pentru cei care, Doamne, încă au probleme, mă includ și pe mine aici, te rog, Doamne, să ne ajuți, cu ajutorul Duhului Sfânt, să depășim, să ne jertfim, să ascultăm. Ca să fim binecuvântați, în numele Domnului Isus. Amin. Amin. În 10 minute, merem la doua tur. Îmi cer scuze că fac maraton cu voi, dar Vladimir o zis, vii cu hidrantul, bași două ceasuri, după care ei merg la concert. Așa că trebuie să-l ascult, da? Bun, dragilor, merem la tură doua, că așa merg lucrurile. <coughs> Cât sunteți de acord cu mine că fiecare dintre noi avem 24 de ore într-o zi, 7 zile pe săptămână și 52 de săptămâni într-un an? De acord? Toți știm asta. Ceea ce însă nu știm e câți ani vom avea de trăit. Și doi, cum îi vom trăi Fiindcă în viață, atenție, nu numai cantitatea anilor contează, ci mai ales calitatea lor. Și dacă cantitatea lungimea vieții depinde de Dumnezeu, calitatea valoarea vieții depinde și de noi. Ce alegem să punem în ea? La fel și în căsnicie. De deci ce am adus cu mine toate lucrurile astea? Fiindcă recipientul ăsta e viața. Timpul dat de Dumnezeu, pe care noi suntem responsabili să-l umplem. Cu ce? Putem să-l umplem cu nisip. Lucruri care realmente nu contează în viață. Putem să-l umplem cu pietre mai mici. Lucruri care cât de cât contează în viață. Sau putem să-l umplem cu pietre mari. Lucruri care contează cu adevărat. Fi atent aici. Când tu începi să ți umpli viața cu lucruri neimportante. Stai pe Facebook. Vorbești cu sorăta. Mer la pescuit, da? Îți faci unghile. Mer la coafor. Te uiți la seriale. Îl bârfești pe pustan. Ce frămânți pentru prostiile tale, da? Diavalma, da? Tă diavalma te dai. Tu ai impresia că ești ok, dar te vei trezi că trebuie să-ți dai timp și să faci și lucrurile urgente. Lucrurile urgente. Ce înseamnă asta? Mă, trebuie să mă duc după prânz la școală. Trebuie să mă duc să fac și cumpărături. Trebuie să-i cârpez nădrajii lui bărbatul meu. Trebuie să săp în grădină. Da? Vreau să zic, mă duc la sală, mă stiu în beiuș, aici e cu sapa. Așa, bun. <răză> și te vei trezi mai încolo că trebuie să faci și lucruri cu adevărat importante. Adică lucruri pe care banii nu le pot cumpăra. Timp cu copilul. Timp cu soția. Timp pentru muncă, numai nu prea am unde să bag. Timp pentru sănătatea trupului meu. Timp pentru biserică. Și nu prea am cum. Și atunci ce fac? Trebuie cumva să văd ce fac. Renunț la, la nevastă, nu pot să renunț, că mă bate soacră. La, la biserică. Las că nu mai mă duc la biserică ca să pot să fac bani și mă duc în străinătate. Dar nu, dar nu pot să mă duc la sănătate. Dar renunț și la sănătate, că lucru trei schimburi. La copii, lasă că un ei vreme să crească și... Ajungem în postura în care lucrurile importante rămân pe de lături. Fiindcă mereu le vei amâna, mereu le vei anula și vei începe să scoți din ele, să tot e jonglezi cu ele. De ce? Fiindcă ordinea priorităților tale nu e una corectă. Și regula priorităților înseamnă să alegi să pierzi ceva ca să câștigi altceva și unii dintre noi alegem să pierdem lucrurile importante în detrimentul celor nesemnificative sau urgente. Și în timp vom regreta. Și dacă în prima sesiune am vorbit de cum să ai o căsnicie fericită, trebuie să -ți fie sănătoasă, în a doua parte acum vreau să vă vorbesc despre cum să ai o căsnicie fără regrete. Și asta se întâmplă în jurul unui singur cuvânt. Priorități! Pe care tot Dumnezeu ne-l-a lăsat, pe care noi le știm, dar nu-i problema că le știm, problema e ordinea în care noi le credem, le punem, le întoarcem. Dumnezeu ne-l-a dat o ordine clară. Și știm bine care e ordinea în viața noastră, pe primul loc, întotdeauna trebuie să fie Dumnezeu. Și asta nu se negociază. De ziua Domnului, tu trebuie să vii în casa Domnului. Să aduci închinare Domnului, să-ți aduci banii Domnului, să-ți aduci trupul Domnului, vocea Domnului, mintea Domnului, fiindcă ziua Domnului și tu ești al Domnului. Dar aș vrea să mă focalizez o partea a doua, de familie, că aici e ai baiul. Dacă prioritatea a doua, după Dumnezeu, e familia, da? care e ordinea priorităților în familie? Că aici, aici intervin jonglările și regretele. Pe locul întâi, în ordinea priorităților familiei, este soțul sau soția. Și asta o găsim din Geneza, din momentul în care Dumnezeu a creat prima familie. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa, se vor face un singur trup. Și observați că din primul enunț al întemerii familiei, Dumnezeu schimbă ordinea priorităților. Până acum mai fost lipit de mai ta, de taică tu, ăștia ar fost prioritari, de acum înainte nu. Te deslipești, te lipești de altceva, adică schimbi prioritatea în soț și soția ta. De aceea, dacă ești căsătorit, reține primul aspect practic. Prioritatea ta după Dumnezeu este soțul și soția ta. Și asta se măsoară în cât timp dai soțului, soției tale, cât afecțiune, grijă, atenție, cât respect. Și asta e una dintre cele mai grele bătălii pe care le ducem, fiindcă tendința este să sacrifici timpul dat soțului de dragul copiilor și vom ajunge acolo. Sau de dragul muncii. Oh, mai. Sunt unii mai sfântoci. De dragul lucrării. Nu e ok? Cel mai greu de dus nu-i conflictul cu clienții, nici cu vecinii, ci conflictul cu soțul sau soția ta, care dacă nu primește atenție, grijă, respectul cuvenit, va reacționa și adeseori e îndreptățit să o facă. Și am dat câteva exemple vis-a-vis -vis de nevoi și responsabilități, dar vreau să vă repet două dintre ele, sub o altă formă. Am zis adineauri că soțul e chemat să fie lider spiritual, preot în casa lui. Iar soția, în virtutea acestui lucru, să-și îndeplinească rolul ei de a arăta respect, de a-i se supune. Observați cum Dumnezeu are, deci, o ordine prestabilită cu anumite priorități. Prioritatea soțului e de a-și îndeplini rolul de preot în familie, prioritatea ei de a respecta, de a sprijini în acest text. De ce? Fiindcă asta duce bine cuvântare, dar mai aduce ceva. Și aici am nevoie de ajutor. Ce bine v-a spus aici în față. Ia veniți în coace. Da, 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 voi, voi, voi. Hai, hai veniți aici în față. Aici lângă mine, pe scenă, voi doi, pruncii ăștia lângă voi, zai vor și sau nu? Perfect! Hai și voi încoace! Sus aici pe scenă, hai, hai să vedeți și voi ce înseamnă să prei de aici, de la învolul pustan. El zis că sunt o prima dată, să poate să fie și ultima dată. Așa. Tu ești? Laurențiu. Laurențiu, foarte bine, Laurențiu. Ioana, foarte bine, Ioana. Stai aici lângă tine. Tu, bă, dar mare ești, hai încoace. A, așa. Și tu din coace, da? Bun. Laurențiu, tu ți umbrela asta. Ține acolo. Soțul e preot în casă, cel care e chemat să ofere protecție, grijă, iubire, dar atenție. Și protecție, acoperire spirituală a familiei. El ține această umbrelă deasupra soției și a copiilor lui. Atâta timp. <fie> Trebuia să vă pun în fața mea. Atâta timp cât umbrela asta e în mâna lui, Dumnezeu asigură protecție și binecuvântare. De ce? Fiindcă asta e ordinea stabilită de El. Când umbrela asta vrea să ia neva asta, să ia, ce observați? Scutul spiritual nu vă mai poate proteja. Și asta nu înțeleg multe soții. O, oh, dar meu e mută lău, meu e lentă, meu e inien mâna, Preiau eu friele și autoritatea în casă. Nu, nu, nu. E o chestiune de ascultare față de Dumnezeu. Dacă vrei să ai protecția spirituală păstă tine, nu la întâmplare porunca spusă soțiilor este supuneți-vă bărbaților în Domnul, nu fiindcă Domnul te vrea slugă, ci fiindcă atunci când tu ești în ordinea spirituală, respectată în familia ta, acoperirea spirituală e acolo și îți oprește vărășmașul. De aceea, când tu, bărbate, faci o prioritate din nevastă ta și a simte că nu-i dai în cap cu umbrela, ci se simte iubită, îi oferi dragoste, tu îți protejezi familia de toate pericolele spirituale. Umbrela asta trebuie să rămână aici, în mâna lui Laurențiu. Și în mâna ta, bărbate, iar tu, nevasto, las-o să fie în mâna Lui. Fiindcă așa a pus o Dumnezeu să fie. Mulțumesc! Deci, pe primul loc, când e vorba de relațiile de familie, soțul și soția, prioritatea numărul 1. Prioritatea numărul 3, nu 2, 3. Relațiile cu părinții. Dacă până la momentul căsătoriei părinții au ocupat locul întâi, prin porunca pe care Dumnezeu îți spune să-i respecti și să-i asculți, cât ești minor sau încă locuiești sub acoperișul lor, tu trebuie să o îndeplinești. Trebuie să-i respecti, trebuie să-i asculți. Dar odată ce te-ai căsătorit, ei nu trec pe locul doi, ci trec pe locul trei. Adică cei căsătoriți nu își pierd respectul față de părinți, dar parametrii relațiilor să schimbă. Prioritatea numărul unu soțul și soția. Prioritatea numărul trei sunt părinții. De ce? Fiindcă Dumnezeu a stabilit așa. Și spuneți-mi voi, când părinții sau socrii se bagă, și nu din intenții rele, fiindcă de cele mai multe ori vor din intenții bune, Oferă ei soluții sau creează probleme? La fel ca și nevasta, că nu se poate deslipi de mama sau că soțul ăla nu are puterea să ceară limite părinților săi. Relația va suferi fiindcă Dumnezeu a hotărât că de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și să va lipi de nevastă sa fiindcă se vor face un singur trup dar trebuie să aleagă, ba chiar să riște, să respecte învățătura biblică, chiar dacă își riscă uneori relația cu părinții. Notează cinci aspecte practice ce țin de relația dintre cei căsători și socrilor. Una la mână, realitate. A lăsa și a te lipi. Dacă până acum n-ai lăsat părinții și nu te lipi de nevastă. E vremea să-i lași, mai ales dacă faci prostia, greșala, cum vrei tu să o numești, să locuiești cu ei. Că știi că n-am făcut casa, acum cum să nu locuiesc? Au, au destul loc. Stai acolo dacă vrei să clocești probleme. Lava va ieși. Doi, loialitate. Dacă până la căsătorie cei doi au fost loiali părinților, loialitatea din momentul ăsta e îndreptată spre el sau spre ea. Trei, autoritate. În relațiile de familie, autoritatea are soțul. Nu tatăl, nu soacra, nu altcineva. Patru, prioritate în căsnicie, nu există competiție. Prioritatea nu-i sorăta, nu-i frate nu-s prietenii nu-i mama, nu-i tata, e soția sau soțul. Și cinci, demnitate. Demnitate personală. Indiferent cum te-au părinții, tu trebuie să ai demnitatea personală să le spui nu și să trasezi limite, fiindcă căsnicia cere demnitate personală. Și aici vreau să menționez un alt aspect. Când părinții îmbătrânesc, este de datoria copiilor să îi îngrijească. Fiindcă, nu uitați, ei sunt una din prioritățile noastre. Nu putem să-i punem pe locul 5 și 6. Sunt pe locul 3. Chiar dacă ascultarea față de părinți să pierde odată cu căsătoria, respectul față de părinți rămâne și că n-au nevoie, ajuți, dar nu în detrimentul soțului sau soției tale. Never! Și deja m a enervat vreo 30 de soacre. La evaluarea acestei conferințe, fratele Barboso va fi tăiat de tot ceea ce înseamnă socrelă în acest auditoriu. Locul 2, în ordinea priorităților relațiilor de familie sunt copii. Unui nevasta, soțul, trei părinții, socrii, doi copii. Atenție! Nu locul întâi. Spun asta că odată ce se nasc copii. în multe familii soțul și soția cad pe locul doi sau trei. Dar instinctul parental asta îmi spune Că nimic nu mai e prețios ca și pruncul meu. Pruncul e prețios, dar mai prețios ca pruncul tău ar trebui să fie Dumnezeu. Și tu de el trebuie să asculți, chiar în privința modului în care tu-ți crești copilul și relaționezi cu el. Și ce îmi spune Dumnezeu? Că pe scara priorităților niciodată copiii nu pot să ia locul părinților, a partenerilor de viață. N-are cum să fie mai prețios ca soțul și soția ta. Dar eu nu simt așa. Normal că nu simți, că trăiești în firea pământească. Firea pământească respect ordinea lui Dumnezeu. De aceea credincioșii în relațiile de căsătorie trebuie să lupte în duh, nu doar în fire. Tu nu vrei să-ți crești copilul doar în baza instinctului tău prin ceea ce simți tu sau nu simți, ci cum te învață Duhul, adică prin credință. E ca în orice alt aspect al credinței. Frate, dar eu nu simt. Nu, tu trebuie să mergi prin credință. Credința nu-i pe simțire. Dar poți argumenta biblic? Hai să încercăm. Că noi credincioși intrăm în relație cu Dumnezeu. Noi intrăm într-un legământ cu Domnul. Adică El ia atât de serios relația noastră încât o pune sub formă unui legământ, plăti semnat, pe pecetuit cu sângele Fiului Său. În baza credinței și pocăinței noastre. Odată intrați în legământ, Dumnezeu își asumă protecția, călăuzirea și ajutorul nostru. Iar noi ne asumăm credincioșia de a asculta de El. De aceea, prin pocăință, omul își schimbă sistemul de valori. Și inevitabil, de priorități. Și trăiește de acum înainte, nu cum vrea El sau cum a fost El obișnuit, ci cum vrea Domnul, cum scrie în manual. La fel și în legământul căsătoriei. Sunt anumite priorități unde adeseori nu simță mintele noastre ni le definesc, ci credința noastră ce spune Dumnezeu. Și vreau să vă dau un exemplu. De fapt, vă dau vreo două, trei. Legământul dintre Avram și Dumnezeu. În Genesa 12, când Dumnezeu intră în legământ cu Avram, El îi promite ca binecuvântarea legământului, sămânța ta va fi ca stelele cerului. <gântări> și Avram e bucuros, dar îi intervine o problemă. Sara este stearpă, el e prea bătrân. Nu poți să aibă copii. Și Dumnezeu face o minune și în Genesa 21 primește pe Isaac, fiul promis de Dumnezeu. Și Avram jubilează. Asta în Genesa 21. În Genesa 22, ceea ce înseamnă câțiva ani după, când Isaac e un copilaș mai mare, Dumnezeu îi cere lui Avram să-l jerfească. Doamne, cum să jerfesc eu pe singurul meu copil? Lumina ochilor mei, moștenitorul meu, copilul promisiunii, copilul dăruit de tine! Fiindcă, Avrame, vreau să-ți testez loialitatea, prioritățile, testul legământului. Vreau să văd dacă tu ții mai mult la mine decât la copilul tău. Vreau să-ți văd ordinea priorităților. Vei iubi copilul și vei rupe legământul prin neascultare sau îți vei jerfi copilul arătând ascultare și dovedind astfel că mă iubești mai mult decât pe eu. Și cunoașteți finalul. Isaac e salvat la ultimul moment, fiindcă, atenție, Dumnezeu nu și-l dorea pe Isaac a jerf. Dumnezeu vroia să știe unde e inima lui Avram. Fiindcă prioritățile ni se testează în crize. Nu când ne merge bine, ci când jerfim. Când trebuie să facem ceva ce nu e natural, ceva ce cere un preț și asta e jertfa de aceea, orică de mult ținem la copiii noștri, n-au cum să ia locul soțului sau soției în viețile noastre, fiindcă noi suntem într-un legământ cu soțul și soția, nu suntem în legământ cu copiii noștri. Noul Testament. Țineți minte cum e descris relația dintre Hristos și Biserică. Biserica este mireasa lui Hristos. Noi toți cei mântuiți vom fi părtași la nunta mielului, fiindcă biserica e soția lui care a fost răscumpărată cu un preț, cine a plătit prețul și care a fost ăla, fiindcă atât de mult iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară, să aibă viața veșnică. Tatăl, fii atent, își sacrifică fiul de dragul miresei al bisericii. Tatăl, nu sacrifică biserica de dragul fiului? De ce? Fiindcă întotdeauna mireasa, soția are prioritate. Uită-te-ne, pistole! De câte ori apar sfaturi legate de relația soț soție și părinți copii, Dumnezeu nu poruncește soțiilor sau soților să-și iubească copiii, și soția. Asta nu înseamnă că părinții nu-și iubesc copiii, dar Dumnezeu vrea să se asigure prin poruncă că soții dau prioritate în iubire soțiilor lor, știind că vor fi alții care vor să fure iubirea de aceea ca o pecete a primei căsătorii, Iisus spune ce am împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Și atenție! Nici părinții voștri să nu despartă, nici copiii să nu vă despartă de datoria voastră de sos sau soție. Fiindcă Domnul v-a dus împreună și voi sunteți prioritari unul celuilalt. Și vei spune, bun, dar practic, cum să fac lucrul ăsta? Fiindcă prunci mi-au -mi mult timp, trebuie îngrijiți. Da, trebuie, dar nu în detrimentul neglijării soțului sau soției tale. Voi trebuie să aveți un timp al vostru când să vă îngrijiți unul de celălalt. Vă dau un exemplu, că nici nu este mai buni. Ne luptăm cu treaba asta. De când s-au născut fetele noastre, Fiona are 25 de ani, de 25 de ani am hotărât să ne culcăm fetele la ora 7.30 când ne la luat grădiniță și în clasele primare până în clasa 5 -a. La 8.30 în gimnaziu și în liceu la 9 era un pat pe ce planetă trăiți? Pe Pământ. De ce? Două lucruri, sunt mai multe, două. Dezvoltarea creierului unui adolescent. Cel mai mult se dezvolte creierul unui om între 14 și 18 ani. Și are nevoie, de ce are nevoie de matematică, de fizică? Nu. Cel mai mult are nevoie de somn. Pricep? Când adolescentul tău stă până la 3 noaptea, până la 1 noaptea. Nu e ok dar și din alt motiv, mai personal. În lucrare nu există orar. Lucrurile de te spargi, că oamenii mor, să căstoresc, oamenii se îmbolnăvesc, sunt accidente, sunt consiliere, sunt predici, tot felul. N-ai un orar specific, dar poți să-ți faci ceva. de a uitându-ne la orarul nostru haotic, am zis, sara până pe la 8, cam reușim să terminăm cu ceea ce e biserică de la 8 încolo, vreau eu să fiu cu nevastă mea. De aceea până la 8, mă duc după prânz la școală, îi ajut la teme, mă duc și la biserică, fac tot ce dar la 8 sunt pat. De ce? Să putem să discutăm și noi. Unii ori să ne uităm la un film, alții să ieșim la o plimbare. Dar cum de poți să-ți obligi copilul să se culce la orele astea? Când colegii lor stau până noaptea târziu, îi oblig fiindcă îmi pasă de ei. Îmi pasă de mine și de nevastă mea. Și aici se dă bătălia, la care mulți părinți cad la greu. Idolatrizarea copiilor. Fiindcă poți să cazi în aface din copilul tău un idol. Cum? Hai să vă dau câteva indicii. Cum recunoști un părinte care și-a făcut idol din propriul lui copil? Un la mână. Pun copilul mai presus decât orice. Părinții care vin și îți spun, îmi pare rău, eu nu mai pot să vin la biserică fiindcă am născut. Nu mai pot să vin la grupul de rugăciune, nu mai pot să slujesc, fiindcă trebuie să mă îngrijesc de copil. Nu pot să-și lase copiii la grupele de copii, nu pot să merg în tabere, nici măcar la biserică, fără ei. Că pruncul lor. Îi... Te rog, du-te și întreabă învățătorii de copii. Nu mai trebuie să ce biserică, întreb. care e problema? Pruncul sau mama? Mama e problema, nu pruncul. Părintele care și idolatrizează copilul doi. Nu poate să spună nu copilului său. Mereu vor sacrifica ceva pe altarul pruncului lor. Le cumpără tot ce vor ei. Îi cresc în borcan. Și credeți-mă că am lucrat cu tineri mai mult de 15 ani. Cei mai vulnerabili copii sunt pruncii de bani gata. Pruncile care părinților, dar ce nor au avut ei? Că eu n-am avut, trebuie să-i dau. Dacă vrei să-l împingi în ispită, dă -i! Samson! Părinții n-au putut să-i spună nu până când au crescut mare. Nu au mai avut nicio autoritate asupra lui. De ce? Fiindcă n-au avut frână și fără frână copiii se duc în cap. Nu la întâmplare nu iau, ai menționat atât de des în Scripturi, ca fiind o frână a firii pământești. Pe copii să-l ții în frână, de vrei om din el să iasă. Nu lăsau orice să îngâne, nu lăsau orice să facă. Nu lăsa după plăcere, unde vrei el să se ducă, din același lemn să scoate și uconă și măciucă. Frână. Trei. Recunoști un copil cu idolatrizare față de el. Părintele care ezită să-l disciplineze, vrei 12 cu 6. Domnul pedepsește pe cine iubește, bate cu un apă pe orice fiu pe care îl primește. Dumnezeu să poartă cu voi care niște fii suferiți pe deapsa. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Cum poți să recunoști un părinte care își idolatrizează copiii? Uită-te la locurile publice. Fie că e în biserică, fie că e în restaurant, fie că e în concert, fie că e la mol. Acei părinți care, deși văd că pruncii lor fac raliu în biserică, că că strigă, că sar. Evident, distrag atenția. Afectează oamenii, întâlnirea, atmosfera. Nu le zic nimic. Ba chiar ei, părinții, spun, dar mă înțelegeți că și voi aveți copii. Cât ori e vorba de un copil. Oamenii te înțeleg până la un punct. Ceea ce părinții nu realizează e că oamenii se simt frustrați că tu vii la o întâlnire cu un anumit scop dar scopul tău nu este cel al grupului, ci este să ai grijă de pruncul tău. Fiindcă poți să-mi spui tu ce vrei, tu nu ești Napoleon. Tu n-ai cum să asculți o predică și să umbli după pruncul tău. Și pruncul tău, nu numai că tu umbli după el, 30 în jurul tău să uite după pruncul tău, ca și la Halep. Dar nu înțelegi că pruncul, tău are, pruncul meu are multă energie, nu are mai multe ca alții, dar le lipsește frâna pe care tu trebuie să o ai, dar n-ai curaj să o folosești. De ce? Fiindcă ții mai mult la pruncul tău decât la respectul față de ceilalți. 4. Recunoști un părinte care își idolatrizează copilul, fiindcă cedează autoritate copiilor lor. Pruncii fac ce vreau. Mama le poate spune orice, n-ascultă, fiindcă și-au pierdut autoritatea ca eli și cu fiii lor. Fiii lui, știți unde a ajuns? Dumnezeu a trebuit să intervină, fiindcă Tatăl nu și-a făcut datoria. Și Domnul îi spune așa, tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine. A fost vrednic de lepădat și nu i-ai oprit. De ce? Fiindcă și-a pierdut autoritatea. Cinci. Un părinte care și-a făcut din prunc idol, îl va apăra pe acel prun chiar și când face o prostie. Și aici câți dintre voi n-ați fost la ședințele cu părinții? Eu de-o vreme nu mă mai duc. Pentru că la ședințe cu părinții, Toată lumea știe care să ia trei prunci, vai și amar de ei din clasa aia, care dau peste cap tot. Și când cineva dintre părinți îndrăznește să spună ceva, mama celui prung, în loc să intre în pământ de rușine, sare și la gâtul părintelui, și la gâtul învățătoarei, sau nu zice nimic. Levitic 10, fiul lui Aron, Nadav și Abihu, și au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea, au pus tămâie pe foc, au dus înaintea Domnului în foc străin, lucru pe care el nu-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, a mistuit și a murit înaintea Domnului. Și Moise a zis lui Aron, la tata lor, asta e ceea ce a spus Domnul când a zis, voi sfințiți, voi fi Sfinți de cei ce se apropie de mine, voi fi proslăvit în fața întregului popor. Fii în reacția tatălui. Aron, a tăcut. Știe că păcătuiesc. Și tace! Vezi familiile în care copilul devine idol? Fiindcă pruncul ăla ajunge să trăiască cu impresia că toată familia lui trăiește să-i facă lui pe plac. Și asta e idolatrie. Copilul trebuie să înțeleagă și să crească pricepând că familia voastră, în familia voastră, Dumnezeu e pe primul loc. Apoi mama, apoi tata și apoi ei. De aceea vor fi situații în care el trebuie să priceapă că trebuie să cedeze locul lui și timpul lui mamei și tatălui, fiindcă astea sunt regulile familiei voastre. De aceea sunt două feluri de familii, de obicei, familii creștine. Familii centrate pe copii sau familii centrate în Hristos. Cele centrate în Hristos vor lupta să țină ordinea priorităților lui Dumnezeu și vor avea încredere că Domnul, atenție mamă și tată, nu tu, Domnul să va îngriji de ei când o asculți de ceea ce Domnul îți spune în ordinea lui, fiindcă ascultarea aduce binecuvântarea. Pe când celelalte familii riscă să facă de capul lor. Și atât soțul, că și Domnul ne-a pe locul 2, 3, ce nu mai interesează de biserică, nu mai vezi, pentru că iau copii, iau copii. Foarte bine că ai copii. Dar Dumnezeu ți-o zis ce să faci ca să ai copii binecuvântați și tu și soțul tău și familia ta. E o luptă, mai ales pentru mame, dar dacă îl iubești pe Dumnezeu și îți iubești copilul, schimbă ordinea priorităților și pune-l acolo unde este locul. Și vei zice, da, e ideal ce spui, dar fii atent, eu nu stau acasă. Eu lucrez, omule. și greu. De ce nu vorbești despre muncă? unde e munca în lista asta? Că două domnul cere și muncă. Păi hai să vedem. Pe primul loc întotdeauna, când e vorba de priorității Dumnezeu. Pe locul 2 familia. Pe locul 3 muncă. Munca care e văzută ca o îndatorire. Fiindcă prin intermediul muncii tu îți câștigi pâinea. Și o activitate nobilă și necesară. De fapt, 2 Tesalonicen 3 spune așa. Când eram la voi, vă spuneam lămurit. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Ce înseamnă asta? Nu lucrează nimic, să țin de nimicuri. Și îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Isus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Deci e biblic să muncești și e păcat să nu muncești și să te ții de nimicuri. Sunt două pericole majore când e vorba de muncă. Primul, lenia. Știați că lenia e unul din cele șapte păcate cardinale. Pe lista celor șapte păcate cardinale, Crima nu i trecută, dar lenea este. De ce? Lenea e un păcat de rădăcină care generează multe alte păcate. Dacă ai în casă vreun lenios, cumpără cartea asta, numai fi sigur că și nu doarme când o citește, da? Al doilea pericol, exact opusul lenei, când munca devine idol. Când ajung să desconsider prioritățile lui Dumnezeu, fiindcă asta face un idol. Un idol pornește întotdeauna de la o nevoie legitimă. Dragostea față de copil. Nevoia de a-mi câștiga existența. Dar orice idol, atenție, va nesocoti ceea ce Dumnezeu spune spre a-și împlini dorințele. Adică, orice idol e o nevoie legitimă, nevoie de dragoste. Nevoia de respect. Dar ca să-și împlinească nevoia aia, în loc să meargă pe calea lui Dumnezeu, alege să păcătuiască să-și împlinească nevoia. Și când tu îți pui munca, firma, afacerile pe locul întâi și în funcție de firma, afacerile tale, serviciul tău subordonezi toate celelalte priorități, ajungi cu probleme. Spre exemplu, unii cred că se pot justifica că ei muncesc pentru familie, de aceea nu au timp pentru familie. Fiate în Biblia ne spune că familia trebuie iubită și munca trebuie făcută. Când noi ajungem să iubim munca și să ne tratăm familiile ca o corvoadă, că așa trebuie să fac, bine nu va fi. Și când nu cunoaștem oameni care, din cauza dorinței de a face bani pentru familie, fie au plecat în alte părți și au lăsat singuri aici, și au rămas aici, dar au lucrat și au lucrat și au lucrat până și-au pierdut și pruncii și soțiile. Fiindcă ascultă-mă, pruncul tău a fost creat de Dumnezeu să fie crescut de tine, nu de televizor, nu de telefon, nu de bunică ta. Nu de la distanță și nici de la fără frecvență, ci de acasă. Dacă tu l-ai născut, tu trebuie să-l crești. Și asta înseamnă nu doar material, las că-i cumpăr, că de-aia mă duc să fac bani, ci și emoțional și spiritual. Că dacă nu umpli sufletul și inima copilului tău, nu va ieși nimic din el. Înțeleg că ai nevoie și de bunică din când în când, că ai nevoie și de dădacă, dar fă timp și nu lăsa bunica sau dădaca să ți le duce, mai ales să investească emoțional. Cei mai mulți tineri care ajung drogați sunt pruncii celor bogați. Cei mai mulți tineri care să sinucid provin din familii în care li s-a pus totul pe tavă și când au dat ei cu capul de pereș și au luat viața fiindcă nu ori știut cum să se descurce. Și dacă nu și-au luat viața au găsit droguri și dacă nu au găsit droguri au găsit alcool. Cele mai multe cazuri de curvie sunt cele în care lipsa tatălui de acasă, lipsa emoțională acordată fetelor în general, le face pe să-și caute alți bărbați care să primească afecțiunea datorită lipsei tatălui. Dracul știe cum să-ți copilul. Știe cum să-i ofere afecțiune, să-l ducă în locurile lui. De aceea petrece timp cu copilul. Nu mai lucra pe ăsta program! Lasă-l să vadă că e mai important decât ia 500 de lei sau 500 de euro pe care tu îi câștigi dacă mai lucri încă 10 ore. Și mi voi să-ți dau două exemple. Recent, o sunat într-o zi o persoană de vârsta mea, a cărei mamă tocmai a fost mutată în perioada respectivă într-un centru de îngrijire, fiindcă au făcut Alzheimer. Și îmi spunea că din când în când mama are momente de luciditate și profitând de un astfel de moment, fiica a întrebat-o. Mamă, uită, îți cu tine. Regreți ceva în viață? Regret că nu m-am comportat bine cu tine. Se referea la nivelul emoțional, la afecțiune, la comunicare, fiindcă am muncit prea mult. Dar sunt regrete târzii. Unele prea târzii. Prin profesia pe care o am, ajung la multe priveghiuri. Și văd oameni care regretă că nu au petrecut mai mult timp cu părinții lor, care au plecat subit că au fost cu tot felul de alte priorități. Acum o lună stătea de vorbă cu un bărbat de vreo 60 de ani care recent și-a pierdut tatăl și plângea, fiind nedumerit. De ce? Când tatăl a ajuns imobilizat în pat, nu mai putea vorbi. L-a chemat să-l vadă. Și când a ajuns în patul lui, tatăl îi făcea semne că nu mai avea nici putere să vorbească, să-l îmbrățișeze. Și omul era șocat toată viața lui nu a primit nicio îmbrățișare de la tatăl. În schimb, o primi bătaie, critici, respingere. Prima dată când tatăl a îmbrățișat a fost după 60 de ani. Atenție! Și ultima dată. Fiindcă imediat după aia tatăl a murit. Tu îți dai seama cât de încărcat a fost conștiința acelui tată care pe patul morții eu vin vine mintea la cap și-o realizat ce-o pierdut și și-o fiul să-i dea ultima îmbrățișare, de fapt, prima și ultima. Câți dintre voi aveți prunci între 12 și 13 ani? Nu lăsa munca să fure timpul tău cu pruncul tău, fiindcă mai e 5 ani. Ascultă-mă, de la 18 ani dispar. Pleacă la facultăți, să duc la muncă, să căstoresc. Ce ai investit în anii cât ai crescut, cu ai rămân. Tu nu mai ai a doua șansă să o dai pruncului tău, pricep? Nu mai ai a doua șansă, de aceea nu lăsa munca să jefuiască copilul de dragostea ta și pătine de apropierea lui. Fiindcă Ioan 10 cu 10 spune așa, vorbim despre satan, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Să fure. Fiindcă satan când vede că nu poate să distrugă relația cu soțul sau soția sau cu pruncul tău, ba chiar și cu biserica, va începe să fure. Să ne jefuiască în relațiile noastre. Exact prin ceea ce am zis mai înainte. Ne ispitește să credem că timpul petrecut la muncă e mai valoros decât cel petrecut cu nevasta, cu pruncul, cu biserica. Te vezi jefuiește de valoarea incomensurabilă a ceea ce înseamnă investiția în aceste relații pe care din păcate ajungi să le prețuiești atunci când le pierzi. Și rămâi cu banii câștigați, dar cu sufletul sfârșit. În alte situații și mai parșiv. Și ne jefuiește familia prin hobby-urile și lucrurile care ne relaxează. Că unii dintre noi, când venim acasă, numai drept pe Premier League ne băgăm să vedem meciurile. Alții pe jocuri video. Ieșim cu prietenii, stăm pe Facebook, noi avem de lucru la biserică. Chivernisirea casei merge înaintea lucrării. Când în loc să fii cu partenerul tău de viață, cu pruncul tău, ales să-ți faci ce-ți place ție, ne realizăm că nu doar că te jefuie singur, dar îl înveți și pe copilul tău să jefuiască timpul, fiindcă arunci o tabletă sau un telefon în mână, să nu te deranjezi, ascultă-mă cu atenție, de fiecare dată când tu pui pruncului tău în față, televizorul, internetul, jocul video, telefonul, ăla nu doar că o să-i distragă atenția ca tu să-ți faci treaba, dar îți va educa copilul, fiindcă pastorul Google e mai ascultat decât pustan și barbosul la un loc. Și noi am consiliat în biserică copii cu mari probleme ca efect al unor desene animate, care au devenit adictive, care i-au dus la inclusiv înclinații homosexuale, probleme de sexualitate. De aceea personal am hotărât să nu cumpăr fetelor mele telefon până în clasa 7. Acum un an am făcut o excepție cu cea mică de clasa 5, fiindcă a fost COVID-ul și au trebuit să intre online. de am zis online, atât, fără WhatsApp, fără Facebook, fără e-mail. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze. Și când va fi mare, nu se va abate de la ea. Dar trust trebuie să-l înveți. Că dacă îl învață alții, calea lor o vor urma. Și nu spune că n-ai timp. Fiindcă nici o lege nu te obligă să lucrezi pe o să program, ci tu alegi. Și când tu alegi, dacă ești creștin, n-ai cum să alegi doar gândindu-te la tine, ci gândindu-ne inevitabil la Dumnezeu și prioritățile Lui. Nu doar la ceea ce pot să câștig, ci la și ceea ce pierz. Știi că România deține recordul absolut al Europei, țara cu cei mai mulți orfani cu părinți din Europa. Copii abandonați de părinți plecați otare la muncă. De ce? Cu o intenție bună, să oferă un trai mai bun. Hai să vă citesc ce fel de trai au acești copii. Nu-i studiul meu, e un studiu pe care îl citez. Lipsa unei dintre părinți în educația copilor duce la tulburări psihosociale de personalitate. Posibile deformări gender, stări de teamă și tensiune, scăderea capacității de concentrare, lipsa inteligenței emoționale, așteptări false, violență, autoagresiune, fiindcă copiii se simt părăsiți, vinovați, inutili, căzând ușor în dependențe, lăcomie, manipulare, minciună, insomni, depresie, chiar și gânduri suicidale. Știți câți copii cu părinți plecați în străinătate? aveam în iunie 2021, conform statisticilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, 75.803. Anul trecut, în câteva luni, 12 s-au sinucis. De ce? Fiindcă diavolul fură, jefuiește, junghe și prăpădește. Dar nu fără o alegere din partea celor părinți care au hotărât să-și lase copiii și să plece. Fiindcă în ordinea priorităților lor, alte lucruri erau mai importante. Asta e viața ta. Asta e viața mea. Pietrele astea le ținem în mâna noastră. Avem o singură viață. Pentru unul dintre noi, mai mult de jumătate s dus. Și știm fiecare dintre noi cât am risipit în ea. Întrebarea e, ce mai schimbi? Ce mai vrei să recuperezi? Cu ce fel de regrete vrei sau nu vrei să trăiești? Ascultă de ceea ce spune Dumnezeu, Cel ce te-a creat, fiindcă El știe cu mult mai bine decât tine cum să-ți ordonezi prioritățile în viață. Și hei, începe cu pietrele mari. Renunță și schimbă și lasă Pietrele mari să intre în viața ta. Pune-le aici unde li locu. Fă stim și acord atenția cuvenită lui Dumnezeu, familiei tale, părinților tăi, muncii tale, chiar și trupului tău și nu schimba ordinea. Apoi vino și adaugă pietrele mici. Da, sunt importante, că sunt urgente. Ele există, nu poți trăi fără ele. Trebuie să-ți cumperi mașină trebuie să o duci la curățat, trebuie să-ți duci pruncul la școală. Dar ascultă, sortează din ele. Cu cât sunt mai importante, cu atât vei fi mai împlinit în viață. De aceea, dacă e cazul, scutură borcanul să intre bine, să ajungă acolo unde trebuie, schimbă anumite obiceiuri în viață, dar nu te atinge de pietrele mari. Nu te atinge. Lasă că mai scot două dintre ele și le pun eu mai târziu. Nu, 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 odată ce le scos nu se mai pun la loc, că nu mai au unde. Și apoi vei vedea când pui pietrele mari la locul lor, prioritățile așa cum le vrea Dumnezeu și lucrurile alea urgente, încetul cu încetul se așează și interesant că ai vreme și de nimicurile vieții. Păi, fii atent că mai poți să intru și pe Facebook. Fii atent, mă, mai pot să urmăresc și a 34-a predică al lui Pustan. Fii atent, că mă pot duce și la meci. Fece Bihorul nu utaina. E, înțelegi? Pot să fac multe lucruri și fii atent de aici. Fii atent. Încetul cu încetul. Încetul cu încetul. Parcă toate să așează. De ce se așează? Fiindcă nu eu l-am așezat. Și Dumnezeu l-a așezat. Da, m-a scuturat Dumnezeu, da, cu mine de pământ. Mă prioritățile, dar fii atent că mă simt împlinit, nu mai e nimic a gol, nu mai nimic pe din afară. De ce? Fiindcă am ales să cred în El și nu în ceea ce vreau eu. Cum e borcanul tău? Cum e borcanul tău? Cum e borcanul căzniciei tale? Care din pietrele astea mai zburn de pe afară? Nu reușesc să încapă? care e lupta ta? ce ar fi să cer lui Dumnezeu putere, curaj și înțelepciune să schimbi ceea ce trebuie să schimbi și să jerfești și să pui pietrele la locul lor ca să zidești o căsnicie sănătoasă. Fiindcă o căsnicie sănătoasă e o căsnicie fericită pe care o trăiești fără regrete. Hai să ne rugăm! Doamne! Ne pare atât de rău că în viața asta care ne-ai dat-o, cu atât de multe binecuvântări, cu soți, cu soții, cu copii, cu muncă, cu pace, cu liniște, ne-ai dat timp, ne-ai dat resurse, nu suntem ca ea din Ucraina cu războiul peste noi, nu suntem ca ea din Afganistan cu apele care curg peste noi, nu ne-o luat nimeni casa, nu ne-o împușca nimeni copilul. Dar de multe ori ne împușcăm singuri, încă loc să ascultăm și să înțelegem ceea ce Tu ne spui, alegem ceea ce firea noastră ne împinge să facem. Iartă-ne dacă dăm valoare la lucruri la care Tu nu duc că nu dai valoare, dar le pui într-o anumită ordine și noi le schimbăm, iartă-ne când le schimbăm. Dar ajută-ne, Doamne, să trăim prin credință, nu prin simțire. În duh, nu în fire. Ca astfel, Doamne, binecuvântați de Tine, să putem să trăim o viață fără regrete și să avem familii fericite și binecuvântate, fiindcă Te rugăm toate astea, în numele Domnului Isus. Amin.